Auzi-mă? Mie nu-mi place deloc cum stau lucrurile pe aici. Așa zic și eu. Prea repede am cedat, mă. Ce dacă era Aurica lui Ferraru? Ce, mai suntem pe vremea lui Data Mare? Ia hai să nu mai frecăm noi pe aici. Mergem în șatră, îl prindem pe Elvis și ne aranjează întreburile. Mie că ăștia ne trag în piept. Auzi, de-aia zici și mie sincer, să nu mă frust. Ce vrei tu de fapt? Pe Zambila sau Bănetul? Bănetul, proștule. Zambila e așa o chestie de onoare. Cum să zice? Am. Ia ce ne-ai adus aici? Auzi, mă? Tu să nu ne lași. Că altfel șurubelnița în glandă. Și asta în cel mai fericit caz. Băi, eu mi-am luat, mă. Și așa am făcut destul. Asta e familia mea aici. Așa-mi dă mie de haleală. Poți să mă mări ce familie, pușcăria, dacă-ți dau la dacă unde l-ați luat? Ce faci, mă, de lași acum? Man, you are so stupid. You know? Noi știm că tu ești tovarăș cu poliția. Vrei să afli și șatra de asta? Mă, te rog eu, nu, să nu spui, mă, să nu mă dai în gât la aștia șatra. Te rog eu că mă omoară. Să nu mă spuneți, bă, la aștia în șatra. Atunci ne dai femeie și gata, ai scăpat de noi, mă. Bă, dar nu pot să fac asta, mă. Tu nu înțelegi că nu pot să fac. N-am cum să... Fac... Dai, mă! Ține, mă! Dai, mă! Bă! Ce ești, băi, asta? Trebuie să mă rog de tine, mă? Băi, botezătorule, băi, cuviosule! Bă, ce te crezi, mă? Bă, să mă rog, te omor aici, bă! Dani! Welcome, Aur, șatra! Salvatorul, ajutorul! Auzi, vreau să te întreb ceva, că tu știi engleză bine. Cum îi spune că sparg fața? În engleză. Românește, zi. Man! Asta nu o să rămână așa. Lucrurile astea nu o să rămână așa. You know? Take my word. Bărșatra în pușcărie. De când ești tu, Sefă? Să nu mă spui neneșorii, să nu mă spui la Gianni și la Steven că mă omoară ăștia. Dacă aveți, te rog eu, că n-am vrut să ies așa, să mor eu dacă am vrut să ies. Mă taie, Gianni, să nu mă spui. Pentru cine lucrezi? Tata e la pușcărie și trebuia să intru și eu. Că știam de aur unde e, dar n-am vrut să le spun. Și ăștia a zis că mă lasă liber dacă mă fac omul lor. Așa că te rog eu să nu mă spui la ăștia, că tata e cu minte acolo la pușcărie și poate că de drăgă. Și de unde nu știu pe ăștia lui? Ăștia face trafic cu droguri în America și... Păi caută poliția de peste tot, dar nu i-am găsit, n-are cu nimic la mână și m-a rugat pe mine să... Și l-ai băgat pe Gianni în față. Dar n-am avut bre ce să fac, nu înțelegi că n-am avut, te rog eu să nu mă spui la ăștia, nu mă spune. Că hai, du-te, adu de mâncare, vreau să... Du-te și adu. Bă, fii atent cum facem. Se mor eu. O luăm pe Zambila. Să fie mea așa. Așa la răzbunare. Și banii, mă? Banii. Banii n-au valoare la țigani. Azi ea, mâine e pierdut la barbut. Dar femeia, femeia e sfântă, mă. Și dacă mi-a luat-o Gianni atunci când eram eu împârlit, acum e vremea mea. Păi și tu ce crezi, mă, că Gianni o să stea așa ca prostul? Gianni. Gianni o să sufere toată viața lui. O luăm pe Zambila în America, o punem la produs. Și ne-a scoate ea banii. E tare? E tare, mă. E tare. Dar trebuie să ne mișcăm repede. Să nu pună ăștia șatra pe noi. Că eu nu vreau să mor aici. Păi ți-e frică de moarte? Nu mi-e frică, mă, nu mi-e frică. Nu mi-e frică să mor, dar mi-e frică. Dar mi-e mai dragă viață. Nu mai ajuta, mă! Femeii nu trebuie să-i cauți în coarne.
Păi de ce pățesc eu cu mătă dacă am fost bun la suflet? E în grevă! Păi, Cristofore, ce mai fi și asta, mă? Aurică, eu pot să spun ce e greva japoneză, dar aia țigănească n-am auzit. Dar tu de ce râzi, mă, prăpăditule? Nu-i de râs! Noi ne-am adunat acelea pentru nenorocitul sărigenie, care a încălcat legile șatrei. Bă, și-a jucat nevasta la poker. Bă, Gianni, spune cinstit, tu o iubești pe Zambila? Hai, mă, mă lași cu de-astea. Am vrut să scap de ea la un moment dat, dar acum a fost altă treabă. Pe din cauza ta am pierdut-o, că am fost să-ți fac ție rost de bani, să ai nută frumoasă. Și n-am avut ce să plătesc la o mână și să mori dacă nu mi s-a rupt sufletul. Sufletul mi s-a rupt când a trebuit să o pun pe masă. Și mai era și onoarea mea în joc. Băi, eram de față. Pierduse tot și a zis că dacă joacă pe Zambila, câștigă. Nu zice la noi că femeia aduce noroc? Tu să taci. De ce să tac eu? Pentru că puteai să-l oprești atunci. Lasă-l, frate, să vorbesc, că e martor. Cum a fost, mă? Bine, cum să fii. Până la ultima mână, când s-a înclinat masa, s-a început să câștige ăla. Ăla a prins carte, ăsta a prins și el carte, ăla a cerut. Ăsta de unde se mai dea bancă? N-avea. Și a dat-o pe Zambila. Coșmar! Coșmar! Bun. Gata, hai să terminăm cu discuțiile astea, nu le folosesc la nimic. Jenny, tu trebuie să dai nevasta sau banii, atât. Păi ce bani, bă, băiatule, de unde vrei să iau? Sunt băiatul lui Bulibașa și de acum încolo vreau să stau și eu la adunăturile voastre. Băi, medalion, eu știu că tu ești șmecher de la oraș, dar între timp am mai evoluat și noi. Crezi că dacă aveam bani nu-i dădeam? Dar de unde? Că noi n-avem servicii. Mai știi, bine, nu umbla cu doamna, ajută că nu ține. N-aveți servicii, dar nimeni nu vă pune să vă jucați nevestele la cărți. Dar eu n-am jucat nici nevestă la cărți. Păi n-ai jucat că n-ai. Și nu ești în stare să ai. Doamne, noi ne-am adunat aici ca să salvăm onoarea șatrei. Bine zici, Cristofor. Deci, dăm pe Zambila sau banii? Păi ce bani, bre, iară bani? Păi dacă aveam vreun ban, nu înțelegeți că îi dădeam? Dădeam una de un leu, n-am un chior. Calmează-te, Gian. Calmează-te că nu trebuie să îți dai nevasta. Vreau ca tata să pățească rușinea asta. Pun eu lingou de la nuntă. Da, mă, nebunule, dai tu atâția bani. 1700 de cocoșei face, să știi. Taci, mă, și bagă capul în pământ. Înțeleaptă decizie, medalion. Dar mai târziu, când o să te supere, nu o să-i reproșezi? Ce vrea, mă, ăsta? Nu le regris să fur. Că sângele apă nu se face. Onoarea e mai presus ca orice. Și apoi nu încerșim la capra podului. Da, da, acum ai și tu femeia ta, familia ta. Gianni ar fi dat un lingou pentru Roza? Mă, Cristofore! Tu bagi zânzanii între copii. Nu, Aurică, nu bag zânzanii. Dar trebuie să ne spunem adevărul în față. Să nu pățim rușinea de ieri. M-am prins? De mine era vorba. Șoane! Mă, Șoane, mai, tu ai tăcut toată ziua. De ce, mă? Sunt treburi de familie. Hai, plecați cu toții. Salut, sunt Lucian Viziru și te aștept pe canalul meu care se numește Familia Viziru. Linkul îl găsești în descrierea de mai jos. Sper să ne vedem în curând. Bye, bye!